Domnul și una dintre ele spune: ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Cei tot mai poți să laudă. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Să lăudăm pe Dumnezeu care este Sfânt, un Dumnezeu plin de har și adevăr, un Dumnezeu care nu obosește iertând și un Dumnezeu care își deschide brațele ca să dea binecuvântare astăzi peste toate familiile bisericii, toate familiile Pământului și mai ales pentru familiile care își aduc copiii la binecuvântare. Sfânt ești, Sfânt ești! Cântarea care declară sfințenia lui Dumnezeu și apoi te adorăm în fericire, cântăm împreună cu orchestra și corul.
înaintea lui Dumnezeu și cerem binecuvântarea lui peste întâlnirea specială din dimineața aceasta, în bucuria familiilor care au venit cu copilașii la binecuvântarea bunicilor, a tuturor celor prezenți și a noastră a tuturor în închinare înaintea Domnului. Te binecuvântăm, ne închinăm înaintea Ta și te slăvim, Tatăl nostru Ceresc, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Așa venim în meritele Domnului Iisus la închinare înaintea Ta și îți mulțumim pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru bucuria de a fi la oaltă. Mulțumim pentru harul în libertate pe care îl avem de a fi în locul acesta. Te rugăm să-ți extinzi îndurarea și binecuvântarea peste fiecare suflet. Tu cunoști și povara și bucuria și necazurile și exaltarea fiecăruia de aici. Și te rugăm, pe măsură și nevoia fiecăruia, să te apropii de fiecare. Pentru toți cei ce au nevoie de mângâiere, te rugăm să le dai. Pentru toți cei ce au nevoie de mântuirea ta, te rugăm să le dai. Pentru toți cei ce așteaptă binecuvântare de la tine, te rugăm să le vrești binecuvântare și bucurie. Te rugăm să binecuvintezi tineri și bătrâni deopotrivă. Să ne binecuvintezi copiii și casele noastre. Să ne păzești familiile în vremea de acum, Doamne, de atacurile celui rău, de necazurile care bântuie prin lume. Să ne păzești copiii de prieteni și prietenii rele, de lucrurile nemernice și scurcatele lumii, Doamne. Să ne păzești familiile de atacurile celui rău. Să lași ca tot ce se întâmplă dimineața aceasta aici să-ți aducă slavă ție. Să fie înconjurat în îndurarea ta, în plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Cuvântul Tău cel Sfânt să ne vorbească fiecăruia. Primește-ne, te rugăm, în numele Domnului Iisus și fii slăvit în veci de veci. Amin. Ocupăm locurile și corul de slavă Domnului. Rogă Dumnezeu să binecuvinteze biserica și
În mod deosebit, în această zi, fiind ziua de 8 martie, ne rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze toate femeile și în mod totul special toate mamele. Ne rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze și spunem bunvenicilor două familii care și-au adus fetițele la binecuvântare, familia Iștoc și familia Vesu. Și Domnul să binecuvinteze toate familiile bisericii. Spunem bun venit, deși marea majoritatea bisericii n-a știut lucrul acesta, fratelui Doru și sorei Aurica, îi salutăm cu șalom. Au fost într-o scurtă vizită în Israel și mulțumim Domnului că i-au ocrotit și a dus cu bine acasă. Salutăm pe toți musafirii pe care îi avem aici, din țară, de peste Otare, din Oltenia, cei care au fost la nuntă de ieri. O salutăm pe Debbie McMurtry, prietena lui Bethany, care a venit în vizită aici în România, și pe toți musafirii pe care avem. Salutăm musafirul special pe care Paul îl va prezenta și care în această dimineață va predica Cuvântul lui Dumnezeu. Aș dori să vă spun din toată inima că mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, vă mulțumesc pentru rugăciuni și pentru dragoste. Și nu putea să fie o zi mai potrivită să fiu după această perioadă în care n-am fost în casa Domnului decât astăzi, când la studiul biblic subiectul a fost Jehova Rapa, Dumnezeul care vindecă. Și mulțumesc din toată inima Domnului pentru purtarea lui de grijă, să vedem în convalescență și vă rog să înțelegeți lucrul acesta. Și mă rog ca Domnul să fie Jehova Rapa pentru toți bolnavii bisericii noastre. Și altor biserici care strigă după ajutorul Domnului. Și pentru sora Nemțan Ana din Arad, Domnul să îi dea vindecare. Și Dumnezeu să păzească și biserica și țara în vremurile acestea. Și Dumnezeul care vindecă, să fie Dumnezeul care vindecă și boala aceasta care se răspândește în lume. Și Domnul să lucreze prin puterea Lui și să ne ajute pe toți să ne întoarcem cu față spre El. Popoarele să se întoarcă la Dumnezeu și să îl slujească pe Dumnezeu și să îl onoreze pe Dumnezeu. La terminarea serviciului din dimineața aceasta vom avea adunarea generală a Bisericii, planificat adunarea generală care, dacă nu va întâlni numărul necesar, statutar, se amână pe duminica viitoare la terminarea serviciului de dimineață. Următorul serviciu de închinare va fi după masă, de la ora 5, și ne rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze întreaga zi în casa Domnului. În ziua de mâine, ziua de luni, la ora 5:30, seara este întâlnirea cu frații implicați în lucrarea, rugăciunea și studiul biblic al bisericii. Și de la ora 6:30 este întâlnirea Comitetului Bisericii. Joi seara, de la ora 6, serviciul de închinare din timpul săptămânii. Vineri, de la ora 6 seara, este întâlnirea tinerilor. La aceeași oră este întâlnirea specială pastorilor. Femeile Cuvântului, așa cum sunt numite cele care sunt preocupate de această lucrare a Domnului în Biserica Emanuel. Sâmbătă dimineața, de la 9 la 10 rugăciune, de la ora 10 exploratorii. Și apoi duminica viitoare, așa cum am anunțat, la terminarea serviciului de dimineață, adunarea generală a Bisericii, invităm pe toți membrii Bisericii să participe la adunarea generală. Iar după masă, de la ora 5 la ora 7, ne adunăm din nou în casa Domnului. Bisericii Baptiste Concord din capitala statului Missouri. Un om al lui Dumnezeu care ani de zile a condus Convenția Baptistă din acest stat
Un om cu o inimă pentru misiune, o inimă cu un om pentru lucrarea lui Dumnezeu și un deosebit partener a Universității Emanuel și a Bisericii Emanuel. Când alții și-au anulat vizitele datorită spaimei de boală, de virus, dânsul a zis, am promis și mă țin de promisiune, a venit și ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea har și ungere și să-i dea sănătate. Amin. Ne închinăm Domnului în cântare și cu darul de bună voie. I-au adus Domnul Iisus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus însă a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip, nu va intra în ea. Imaginați-vă scena
când în fața mulțimilor care așteptau o predică mare, Domnul Iisus a luat un copilaș și le-a arătat, și probabil copilașul acela cânta ca și copilașii noștri. Le-a spus părinților să nu se streseze dacă o să cânte copilașii sau dacă o să plângă, că e așa de frumoasă vocea copiilor în biserică. Ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Și în fața mulțimii Domnul Iisus arată un copilaș și spune, adevărat vă spun, că dacă nu vă veți smeri și nu-L veți crede pe Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Ne rugăm astăzi ca în Împărăția Cerurilor să intre toate familiile bisericii. Ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de toate familiile României și împreună cu familia Miștoc, Paul și Andrada, o vom aduce înaintea Domnului pe Gloria Grace și împreună cu familia Vesu Claudiu și Camelia o vom aduce înaintea Domnului pe Meira, Victoria și ne vom ruga ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm și citim cuvântul special de binecuvântare din Cartea Nume, de la capitolul 6, versetele 22 la 27. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Gloria Grace și Meira Victoria. Amin. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Gloria Grace și Meira Victoria. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Gloria Grace și Meira Victoria. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și Domnul Dumnezeu făgăduiește că îi va binecuvânta. Amin. Plecăm capetele în rugăciune cu părinții înaintea Domnului pentru copilași. Doamne Tată, venim înaintea Ta în dimineața aceasta în fetița noastră și Te lăudăm, Doamne, și îți mulțumim că Tu ne-ai dus în viață și îți mulțumim pentru minunea pe care ai avut-o în viața noastră. Te rugăm așa de mult să ne binecuvintezi ca părinți. Te rugăm pe mine ca Tată să poți să-i dea o învățătură curată după cuvântul Tău. Mă rog pentru soția mea să o dorești, Doamne, și soțul să fie o mamă înțeleaptă, o mamă care își îngrijește copilașul. Te rugăm așa de mult să continui să revești binecuvântare peste familia noastră. Și îți mulțumim, Doamne, pentru toate. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru dimineața așa de frumoasă, Doamne, și îți mulțumim că putem să fim în casa Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru acest drag amințios. Îți mulțumim că ai fost cu noi, Doamne, și ne-ai dat sănătate și ne-ai păzit. Îți mulțumim, Doamne, pentru Meira și ca mamă, Doamne, te rog frumos, binecuvintezi. Doamne, ce pot eu să fac, te rog să faci Tu. Amin. Doamne, neputința mea, te rog să fie putință pentru Tine, Doamne, și trebuie să oprești, Doamne, frică și tenere de Tine. Amin. Vrem, Doamne, să ne dai înțelepciune, vrem să ne dai răbdare, ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm, ajută, Doamne, pe ea să fie o lumină, Doamne, și o binecuvântare pentru toți cei din jurul ei. Vrem, Doamne, să ne binecuvântezi ca familie, Doamne, vrem să ne întărești, Doamne, vrem să ne crești spiritual, Doamne, și ajută-ne să-i oferim un cămin frumos, Doamne, și frumos și glorios. Amin. Amin. Mulțumesc, Tată, pentru gloria și să mulțumesc pentru veșirea. Dumnezeu de Tată, te rog să-mi binecuvântezi ca părinți și ajută-ne ca să putem să creștem copiii în lumina Scripturii. Amin. Îți mulțumesc, Tată, pentru toate lucrurile. În numele Tău, Iisus Hristos. Amin. Amin. Tată, din ceruri, cum frumos ești spune Doamne, mi-aduc de minte, Tată, spune momentul în care am aflat, Doamne, că în această, Doamne, m-a venit cea de două binecuvântare. Îți mulțumim, Doamne, și eu ca un semn mare, Doamne, din partea Ta, pentru că ai ales, Doamne, să ne binecuvintezi, să ne faci o onoare, Doamne, să ne găsești vrednici la născut, să ne credințezi, Doamne, cu un copilaș. Îți mulțumim, Doamne, pentru cele două comori binecuvântate pe care ni le-ai dat. Și ne rugăm Dumnezeul nostru ca binecuvântarea Ta, Doamne, să ne însoțească în fiecare din vieții Doamne, acest pământ. Mă rog, Dumnezeul meu, ca noi, ca părinți, Doamne, să fim o inspirație, Tată Sfânt, pentru ele, Doamne, arătându-Te pe Tine, Doamne, splendoarea frumuseții Tale, Tată Sfânt, mântuirea prin Domnul Iisus.
Iisus, călăuzirea prin Duhul Sfânt. Te rugăm din toată inima, Dumnezeul nostru, Tu să le binecuvintezi și să o binecuvintezi pe gloria cu sănătate, în creșterea armonioasă, Tatăl Sfânt. Mă rog, Domnul meu, la relația dintre ele, Doamne, ca surori, Doamne, să fie una, Doamne, minunată, Doamne, binecuvântată de Tine, Doamne, plină de dragoste, Tatăl Sfânt, plină, Doamne, Tatăl drag, de înțelegere, Doamne, de înțelepciune, Tatăl. Și te rugăm din toată inima, Dumnezeul nostru, pe noi, ajută-ne, Dumnezeule, să le trăiește, Doamne, în așa fel încât, Doamne, fața Ta, Doamne, să se vadă, Doamne, în fiecare clipă, Doamne, menților pe acest pământ. Doamne, te rugăm să binecuvintezi, Doamne, și familiile noastre și îți mulțumim, Dumnezeul nostru, pentru că ești Tatăl nostru, Domnul nostru și Mântuitorul nostru. Binecuvintează această zi în continuitatea ei. Și, Doamne, Te lăudăm, Doamne, că suntem în casa Ta, ne este, Doamne, minunat, lângă sufletul și lângă cuvântul Tău. Doamne, Tu să fii înălțat peste noi, Doamne, și peste lucrarea de acest loc. Și, Doamne, ne închinăm, Doamne, din tot sufletul. Amin. Amin. Doamne, după făgăduința Ta și sub autoritatea Scripturilor, chemăm numele Tău peste fetițele acestea. Amin. Și punem numele Tău peste ele. Doamne, Te rugăm să le păzești după făgăduința Ta. Te rugăm să le păzești creșterea în trup. Te rugăm să le păzești creșterea din punct de vedere psihologic și spiritual. Ne rugăm să le păzești de cel rău. Ne rugăm să le păzești de boli și de nenorociri. Ne rugăm să le păzești de oameni răi. Ne rugăm să fie totdeauna fața Ta, cea care luminează deasupra lor. Ne rugăm să crească pentru slava numelui Tău, ca o bucurie și binecuvântare în familie și însoțite de binecuvântarea Ta, să trăiască pe pământ în bucuria feței Tale. Binecuvintează-le părinții, binecuvintează-i cu ocrotirea Ta, cu înțelepciunea Ta, binecuvintează-i cu călăuzire cerească. Doamne, în vremea de acum, când sunt atâtea duhuri rătăcitoare, dă părinților întotdeauna lumina Scripturii. Ajută-i, Doamne, să își crească pruncii la umbra aripilor Tale. Ca biserică, Doamne, ducem înaintea Ta toți copiii bisericii. Te rugăm, ocrotește. Te rugăm, păzește-i, Doamne. Te rugăm, mântuiește-i. Binecuvintează astăzi toate familiile și binecuvintează, în mod special, toate mamele. Te rugăm, ascultă rugăciuni care se înalță spre Tine. Te rugăm pentru fii și fiice risipitoare. Doamne, Te rugăm, întoarce-i acasă. Ne rugăm de asemenea, Doamne, să faci ca țara aceasta să cunoască vremea în care Hristos să fie înălțat ca Domn și să fie binecuvântare peste toate familiile României. Aducem țările lumii înaintea Ta, Doamne, în această criză, epidemie, Te rugăm, întoarce-i cu fața spre Tine. Mântuiește oameni, Doamne, și fă să lumineze fața Ta peste toate adunările, ca să fim sare și lumină, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt Te rugăm, ascultă-ne. Amin. Domnul păcii să fie cu tine, este cântarea de binecuvântare. Thank you.
să luați loc, vă rog. Soraie Nicicuț va cânta o cântare, apoi grupele de copii vor cânta două cântări. De copilași să se atingă Domnul de ei, dar ucenicii îi certau pe cei ce îi aduceau. Lăsați copilașii, nu-i opriți să vină
seamă de spartul, se vede și pe ei cântând pe ele și le-a dus astăzi la binecuvântare. Ce zice? Să vă dea Domnul bucuria, să le vedeți că sunt frumos și să binecuvinte Domnul fiecare familie în biserică. Și să-i vedem nu doar când sunt mici, ci toată viața binecuvântată. Amin. Corul să vește pe Domnul. Cântarea apoi fratele Gigi, balul de bol.
inima mea.